Incendiul a fost semnalat la numărul de urgență 112 astăzi de dimineață în jurul orei 6 și 30 de minute. A fost vorba despre o casă din localitatea Dâmbovicioara. Flăcările au pornit de la coșul de fum și au cuprins în scurt timp întreg acoperișul. Proprietarii au ieșit la timp din locuință până la sosirea pompierilor. Salvatorii au intervenit cu trei autospeciale cu apă și spumă și un echipaj al ambulanței Zmurd. Aceștia au acționat atât pentru stingerea flăcărilor, cât și pentru protejarea celorlalte clădiri care se aflau în vecinătate. Din flăcări a fost scoasă și o butelie care putea exploda în orice moment. <coughs> Intervenția a durat aproximativ două ore. Din păcate, casa a ars în totalitate, iar o familie a rămas pe drumuri în mijlocul iernii.